Una din primele porunci ale Domnului Iisus în lucrarea sa publică a fost: pocăiți-vă. Și vedem asta în Evanghelie. De atunci încolo Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape, în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Sau Evanghelia după Luca, în capitolul 5. N-a venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi, pentru că s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. A rostit această poruncă pentru toți cei ce vor asculta, fără deosebire. A fost o chemare la o transformare lăuntrică radicală în relația cu Dumnezeu, așa cu oamenii. Două lucruri ne arată că pocăința este o schimbare lăuntrică a minții și a inimii și nu doar o părere de rău pentru păcat sau doar o îmbunătățire a comportamentului. În primul rând, semnificația cuvântului grecesc care stă în spatele termenului românesc, pocăiți-vă, da? Metanoeo, indică acest lucru. Haideți să fim atenți, el are două părți, meta și noeo. A doua parte se referă la minte și la gânduri, percepții, dispoziții și scopurile ei. Prima parte este un prefix care de obicei desemnează mișcarea sau schimbarea. În lumina modului în care funcționează de regulă acest prefix, putem deduce că semnificația de bază a pocăinței este experimentarea unei transformări a percepțiilor, dispozițiilor și scopurilor minții. Celălalt factor care desemnează același înțeles al termenului pocăință este modalitatea în care evanghelistul Luca descrie relația dintre pocăință și noul comportament în capitolul 3. Acolo zice: faceți deci roade vrednice de pocăința voastră. Apoi dă exemple ale roadelor. Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Acest lucru înseamnă că pocăința e ceea ce se întâmplă înăuntru nostru. Această schimbare deci conduce la roadele unui comportament nou. Dar pocăința nu înseamnă fapte noi, ci schimbarea lăuntrică ce produce rodul faptelor noi. Dar Iisus vrea de la noi ca să experimentăm această schimbare lăuntrică. De ce? Răspunsul lui este că noi suntem păcătoși. N-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, spune Domnul Iisus. Care a fost perspectiva lui Iisus cu privire la păcat? În pilda fiului risipitor, Iisus descrie păcatul fiului în acest fel: și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate. Dar când fiul risipitor se pocăiește, el zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Așadar, a-ți risipi viața într-un trai destrăbălat și cu prostituatele nu este ceva jignitor doar din punct de vedere uman, ci este o ofensă împotriva cerului, adică împotriva lui Dumnezeu, în primul rând. Aceasta este natura esențială a păcatului. Este o insultă la adresa lui Dumnezeu. Vedem iarăși acest lucru în felul în care Iisus i-a învățat pe ucenicii săi să se roage. Le-a zis că ar trebui să se roage astfel: și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Cu alte cuvinte, păcatele pe care le iartă Dumnezeu sunt comparate cu cele pe care le comit oamenii împotriva noastră, iar acelea sunt numite datorii. Așadar, perspectiva lui Iisus cu privire la păcat este că acesta îl dezonorează pe Dumnezeu și ne face datori să restaurăm onoarea divină pe care am defăimat-o prin comportamentul sau prin atitudinile noastre prin care am minimalizat imaginea lui Dumnezeu. Vom vedea mai târziu cum a fost plătită această datorie de Iisus însuși. Pentru noi însă, pentru a ne împărtăși din acest dar, El spune că trebuie să ne pocăim. Pocăința înseamnă a avea parte de o schimbare a minții, astfel încât să-L putem vedea pe Dumnezeu ca adevărat, frumos și vrednic de toată lauda noastră și de toată supunerea noastră. Această schimbare a minții îl include în același fel și pe Iisus. Și în lucrul acesta, deoarece Iisus a spus: dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, m-ați iubi și pe mine, căci eu am ieșit și vin de la Dumnezeu. A-L vedea pe Dumnezeu cu o minte nouă implică faptul de a-L vedea pe Iisus cu o minte nouă. Nimeni nu se poate sustrage în fața poruncii lui Iisus cu privire la pocăință.
El a spus limpede acest lucru atunci când a venit la el un grup de oameni cu vești despre două calamități. Niște oameni nevinovați fuseseră uciși într-un masacru de Pilat, iar ceilalți au murit prin faptul că turnul din Siloam s-au prăbușit peste ei. Iisus a prins ocazia de a avertiza chiar pe aducătorii veștilor: dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Cu alte cuvinte, nu vă gândiți că aceste calamități înseamnă că unii oameni sunt păcătoși, aflați în nevoia de a se pocăi, iar alții nu. Toți au nevoie de pocăință, exact cum toți trebuie să fie născuți din nou. Tot așa, toți trebuie să se pocăiască, deoarece toți sunt păcătoși. Când Iisus a zis, n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, n-a vrut să spună că unele persoane sunt destul de bune și nu au nevoie de pocăință. A vrut să spună că unii cred că sunt așa, iar alții s-au pocăit deja și au fost împăcați cu Dumnezeu. De exemplu, tânărul bogat voia să se îndreptățească pe sine, în timp ce vameșul se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și omul acesta s-a pogorât acasă socotit neprihănit, a socotit neprihănit de către Dumnezeu. Așadar, nimeni nu este exclus. Toți au nevoie de pocăință, iar nevoia e urgentă. Iisus a zis, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ce a vrut să spună el prin a pieri? A vrut să spună că judecata finală a lui Dumnezeu va cădea peste cei ce nu se vor pocăi. Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și îl vor osândi pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Da, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îi avertizează pe oameni cu privire la judecata care va avea să vină și oferă scăpare în caz că se vor pocăi. Dar dacă nu ne vom pocăi, Iisus are un singur mesaj pentru noi. Vai de tine! Iată de ce această poruncă a lui de a te pocăi este parte din mesajul central cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Dar el a predicat faptul că mult așteptata împărăția lui Dumnezeu este prezentă în lucrarea lui. Dar s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Dar Evanghelia, vestea bună, constă în faptul că domnia lui Dumnezeu a sosit în Iisus cu scopul de a-i mântui pe păcătoși, înainte ca împărăția sa să vină prin cea de-a doua venire cu judecată. Așa că porunca de a te pocăi se bazează pe oferta sa plină de har. Că el e prezent ca să ierte și pe avertizarea plină de har că într-o zi cei ce refuză oferta vor pieri în judecata lui Dumnezeu. După ce a înviat din morți, Iisus a asigurat că ucenicii lui vor continua să răspândească în întreaga lume chemarea la pocăință. El a spus, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor, începând de la Ierusalim. Astfel, chemarea lui Iisus la pocăință ajunge la toate națiunile, ajunge la noi, indiferent cine am fi și oriunde ne-am afla și ne pretinde ascultare. Și asta este ceea ce cere Iisus de la orice suflet. Pocăiește-te! Fii schimbat adânc în lăuntrul tău. Înlocuiește toate percepțiile, dispozițiile și scopurile care îl dezonorează pe Dumnezeu și care îl minimalizează pe Hristos, cu unele care arată prețuire față de Dumnezeu și care îl înalță pe Hristos. Acesta este adevărul pur și simplu.